în 1990, dresorii de câini nu existau ca meserie, iar de această activitate se ocupau militarii sau polițiștii. Existau doar câteva centre de instruire, cele mai multe în unități militare specializate, cel mai cunoscut fiind centrul de la Sibiu, unde au fost educați și însoțitorii foștilor demnitari comuniști. Cei drept, exista și o asociație civilă specializată, însă numărul instructorilor era extrem de redus, dresajul canin cunoscând o reală dezvoltare abia după 1995. O mică istorie despre dresaj aflăm din materialul următor. Activitatea de dresaj canin a debutat într-o formă organizată în 1970, la Arad, odată cu înființarea Centrului Național de Dresaj, fondat de Radu Ciobanu. Primii instructori atestați au apărut în 1980, iar demonstrații de dresaj erau ținute în deschiderea expozițiilor canine. O altă asociație de profil a fost înființată la Bucegi și era specializată în instruirea câinilor de salvare. Pentru activitatea de salvamont, însă, clubul a avut o viață scurtă. În 1990 a fost înființat Clubul Național al Câinilor Utilitari, care și-a desfășurat activitatea în diverse formule organizatorice, până în 2002. Timp de 3 ani nu a mai existat în țară activități organizate cu câini utilitari, pentru ca în 2005 clubul să fie reactivat și apoi transformat în Clubul de Dresaj Canin din România, organizație membră a Asociației Chinologice Române. În prezent, clubul este recunoscut și pe plan internațional și a ajuns chiar să organizeze cursuri postuniversitare de specializare, împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Prima asociație chinologică din România, Societate pentru Îmbunătățirea Rasei Canine din România, s-a constituit în 10 aprilie 1927 la București, sub patronajul principelui Nicolae. În 1933, organizația a obținut personalitate juridică și a devenit membră a Federației Chinologice Internaționale. După 1945, sub regimul comunist, asociația a încetat să existe. În 1969 a luat ființă la Arad Asociația Chinologică Română, care a devenit membru asociat al Federației Chinologice Internaționale în 1973. Până în 1990, în contextul politico-social al acelor timpuri, activitățile asociației s-au desfășurat cu dificultate, iar multe rase canine au dispărut practic din România. După 1990, asociația s-a împărțit în două entități diferite, reunificarea având loc în 1996. Din 2001, organizația are statutul de membru federal al Federației Chinologice Internaționale. Din 2005, Clubul de Dresaj Canin este membru cu acte în regulă al Asociației Chinologice. Este simplu de înțeles de ce în aceste condiții meseria de instructor canin nu are încă o largă dezvoltare în țară, iar practicanții ei nu sunt foarte numeroși, deși cei care aleg această ocupație nu au nevoie de studii îndelungate. Practic, pentru obținerea unui atestat de instructor, persoana interesată trebuie să facă măcar un stagiu de instruire și să participe la o sesiune de examinare. Există mai multe grade de specializare, începând cu cel de asistent instructor, în ierarhia meseriei mai existând instructor, atentator, care joacă rolul infractorului în ședințele de dresaj, instructor specializat și comisar de ring, care se ocupă de partea de jurizare la competiții. Însă practicanții acestei meserii trebuie să fie înzestrați de la natură cu un profil psihic mai aparte. În primul rând, nu trebuie să se teamă de câini, trebuie să aibă mult flair, să simtă cum reacționează un câine, să aibă multă răbdare și, nu în ultimul rând, pasiune. Și toate acestea pentru că nu se pot obține rezultate în dresarea unui câine decât după foarte multă muncă. Pentru a avea un câine ascultător care răspunde la comenzile stăpânului, dresajul trebuie început din primele luni de existență ale patrupedului. Nu există o perioadă prestabilită de dresaj, totul depinzând de caracterul câinelui și de cei 7 ani de acasă, adică de modul cum acesta a fost tratat de stăpân. Evident, câinii răsfățați sunt mai greu de educat, în timp ce cu unii tratați mai înțelept se obțin rapid rezultate. De asemenea, dresajul nu trebuie întrerupt niciodată, dar pentru a se putea bucura de un câine ascultător, stăpânul trebuie să se implice în această activitate. Ca orice meserie, și aceasta are mici secrete, instructajul începe cu stabilirea contactului între instructor și câine, lucru care este obținut prin multă hrană, de regulă bucățele de carne fiartă. Apoi se trece la lucruri simple, cum ar fi mersul la pas și mersul în lesă,
urmate de învățarea comenzilor elementare, pas, șezi, culcați, așteaptă, aici, liber și mai simplu, num. De asemenea, în această fază, un câine este învățat să nu mai fie agresiv sau, dimpotrivă, prea fricos, să nu latre în eșec sau să nu roadă lucrurile din casă. Se poate spune că un câine care are un comportament civilizat și care execută comenzile verbale a trecut de clasele primare și poate deveni un partener agreabil pentru stăpân. Dar există și instructaje mai complexe, care sunt utilizate pentru câinii de pază teritorială, pentru cei care însoțesc nevăzătorii sau pentru cei care participă la diferite competiții de profil, stadiu care ar putea fi echivalat cu cel al studiilor superioare. Fiecare rasă de câini este adecvată pentru un anumit gen de activitate. În funcție de caracterul pe care îl au, câinii pot să îndeplinească un anumit set de sarcini, fiind complet nepotriviți pentru altele. Astfel este greu de crezut că dintr-un San Bernard sau un Terranova, ambii folosiți pentru activități de salvare montană respectiv acvatică, ar putea ieși vreodată un bun câine de pază. Așa cum este aproape imposibil ca posesorul unui fox terrier să se bucure vreodată de liniște acasă. Dacă cineva vrea un câine de companie, poate să-și ia un golden retriever, un labrador, un boxer sau un brac german. Iar dacă optează pentru un câine de pază, poate avea încredere într-un Rottweiler, un Doberman, un ciobănesc german sau unul caucazian. Ei bine, am aflat câte ceva date despre debutul activității de dresor, însă mai multe despre ce reprezintă cu adevărat această meserie, dar și despre câinii polițiști ne povestește chiar Nicolae Nica, unul dintre cei mai cunoscuți dresori din județ și coordonatorul echipei de conductor câini de serviciu din cadrul Gărzii de Coastă din Constanța. Spuneți-mi, de unde această pasiune pentru animale? Nativ. De mic, de încă din copilărie. Nici nu eram la școală și când vedeam un câine eram înnebunit. Dar după aceea pasiunea pentru dresaj a venit cam până în 1979, când am văzut primul ciobănesc german la un milițian, cum era pe vremea atunci, la lucru. Și m-a impresionat la vremea aia, vă dați seama, să fii copil și să vezi câine cum sare gardul de 2 metri, merge târâș, merge pe bârnă și fel de fel de exerciții de genul ăsta, m-au impresionat exerciții respective și normal că am fost fascinat de în primul rând, de ciobănescul german și în al doilea de dresaj. Și după aceea am început pas cu pas, mai întâi am fost autodidact. În 1984 am început să dresez, am dresat primul câine. Atunci am luat o carte de la un frate de-al meu care lucra la vremea structurile ministerului de interne și am fost autodidact. Am citit filă cu filă și am aplicat-o ad literam. Normal, au ieșit, am avut rezultate, dar nu pot spune că făceam erori. Acum, dacă stau să mă gândesc după atâția ani, făceam erori. Atunci este firesc primul câine, dar după aceea, normal, că dresând și abordând și anumite cursuri, inclusiv în structurile Ministerului de Interne, la școala de la Sibiu și la școala de fostă, școala de la Ciorani, și după aceea, efectiv, profesând, lucrând zi de zi cu câini, normal că te specializezi. Plus de asta, am făcut și cursuri prin Asociația Cinologică Română, prin Clubul de Dresaj Canin, cu lectori din Ungaria, Germania, invitați în România, contra cost, bineînțeles. Am făcut cursuri și așa, domeniul ăsta, zic eu că îl cunosc destul de profund. Cât de greu este să dresezi eu un câine? Dacă ești pasionat, nu-i greu deloc. Dar trebuie să nu te grăbești. Pentru că în dresaj, dacă ai sări peste etape, nu ai cum să dresezi câine. Este exact ca în educația unui copil. Un copil, pentru a fi educat, să ajungă un adult educat și bine instruit, el trebuie să parcurgă niște etape. În momentul în care ai sărit etapele respective, mai târziu se vede acest lucru, așa și la câine. Etapa, de exemplu, n-ai cum să dresezi un câine bine dacă nu trece prin etapa de predresaj. N-ai cum să dresezi câinele bine dacă nu trece prin socializare. Și prima etapă, eu zic, foarte importantă, este selecția câinelui. Nu orice câine poate fi dresat. Îmi spuneați despre etape. Care ar fi acelea? Prima etapă. Deci cine își dorește un câine bine dresat? Da? Ce trebuie să facă? Prima etapă, alegerea câinelui. Da? Am spus, nu poți dresa un câine, să spun, la nivel foarte bun, dacă el nu are aptitudini pentru așa ceva. Și pentru a avea aptitudini, primul trebuie să-l alegi. Depinde ce fel de dresaj îți alegi. De exemplu, dacă vrei să dresezi un câine pentru pază și protecție, trebuie în primul rând să alegi rasa. Trebuie să alegi rasa să fie pentru
această muncă. Nu ți iei un labrador dacă vrei pază și protecție, ci ți iei o rasă care a fost formată, a fost creată pentru așa ceva, de exemplu un ciobănesc german, un rottweiler, un caucazian și un ciobănesc de Asia Centrală sau câini de natura asta. După ce ți-ai ales rasa, alegi individul din rasă. Că nu orice câine, de exemplu, nu orice ciobănesc german e bun de protecție. Deci sunt ciobănești germani care nu sunt buni de protecție, sunt ciobănești germani care sunt foarte buni de protecție. De aceea, și asta e valabil la orice rasă, de aceea trebuie să alegi individul din rasă. După ce ai ales individul, trebuie să-l supui la etapele educaționale. Prima etapă și cea mai importantă este socializarea, adică punerea câinelui în contact cu factorii de mediu exterior. După ce câinele se comportă bine în socializare, după aia încep etapele, celelalte etape, adică predresajul. Predresajul reprezintă, să zic așa, panta de lansare în dresaj. În predresaj exersezi elementele de bază, da, care reprezintă coloana vertebrală a dresajului de specialitate pe care îl faci mai târziu. Iar după aceea dresajul, efectiv dresajul de formare, care eu zic că e bine să fie făcut de către un specialist sau sub îndrumarea unui specialist, pentru că, din experiență vă spun, un câine bun, dacă intră pe mâna unui neavenit, acel câine poate fi făcut praf. Deci îl poți strica definitiv. Nu trebuie să mizezi, domnule, nu e nicio problemă, fac erori în dresaj, că are câinele un caracter super bun și nu e nicio problemă. Nu. Nu, deci poți aduce un câine cu un caracter foarte bun, un nativ foarte bun, îl poți aduce la zero, să zic așa, atitudine dacă lucrezi greșit cu el și îl faci praf. E o altă etapă, ultima etapă, să spun așa, după ce câinele a fost format în programul de dresaj, este antrenament. Antrenamentul are scopul de a menține deprinderile formate în programul, în perioada de formare și toată de a le perfecționa. Și antrenamentul se desfășoară până când câinele, din punct de vedere fizic, are potențial, adică până la bătrânețe. Pentru că trebuie să înțelegem, dacă un câine nu se mai exersează cu el ceea ce a învățat, toate deprinderile pe care le-a învățat se stingă. Se numește extinție. Da? El tot ce învață prin dresaj sunt reflexe condiționate. Adică acele reflexe care se formează prin asociere și repetare sunt dobândite, dar dacă nu se mai urmează calea care a dus la formarea lor, acele reflexe se stingă. De aceea avem nevoie foarte mult de antrenament. Să ne luăm un câine, eu știu, de talie mare într-un apartament? Poate fi luat un câine de talie mare într-un apartament cu condiția să-i se asigure mișcarea zilnică. Deci trebuie să-ți faci timp ca proprietar de cel puțin o oră să ieși cu câinele și să-l alergi, să-l miști. Da, nu e nicio problemă dacă ai un câine mare. Nu e nicio problemă. Totul este să asigure mișcarea necesară câinele. Și când să venim cu câinele la dresaj? Încă de când este mic trebuie lua legătura cu un instructor, pentru că acel instructor să îndrume proprietarul. De exemplu, chiar și de la 3 luni de zile, cățelul, dacă a făcut 3 luni, poate fi contactat un instructor, astfel încât acesta de la vârsta respectivă să poată să îndrume în mod profesional proprietarul. Pentru că dacă omul proprietar nu se pricepe și ia totul pe el, atunci nu poate să facă greșeli. Și dacă ai greșit cu el, v-am spus, de exemplu, la socializare nu e totul să te plimbi pe stradă cu el. Mai ales primele 2 săptămâni de socializare sunt destul de delicate. Înțelegeți? Și dacă nu știi ce să faci, atunci riști să vă dați seama primele experiențe cu exteriorul ale câinelui. Dacă ai greșit atunci, riști să dai câinele peste cap și după aia e mai greu să recuperezi sau poate chiar să nu mai reușești să recuperezi. O familie cu un copil, ce câine ar trebui să-și aleagă? O familie cu un copil, deci eu vorbesc nu despre rase, neapărat, pe câinele este echilibrat. De regulă, majoritatea câinilor, indiferent de rasă, sunt echilibrați. Deci eu personal pot recomanda unei familii cu copil și un ciobănesc german, pot recomanda și un labrador, labradorii bine sunt, pot recomanda și un boxer. Deci poți conviețui și cu ciobănescul german foarte bine, poți conviețui și cu boxerul dacă l-ai în casă, chiar și cu rottweilerul, să spun, să știți, chiar dacă au fost accidente, dar acolo au fost accidente din vina stăpânilor. Dar el trebuie, în primul rând, cățelul să crească de mic cu copilul, să facă contact cu copilul de mic,
să crească în familie, să fie educat, să știe anumite reguli care trebuie să fie aplicate cu consecvență acolo în casă și un copil, o familie cu copil, am spus-o, poate conviețui cu, zic eu, cu orice rasă. Haideți să vorbim puțin despre câinii care îi aveți în unitate. Noi avem aici, în cadrul grupului de nave, câini dresați mai mult pentru detecție, detecție produse. Deocamdată avem pentru tutun și droguri. Am ales rasa Labrador din mai multe considerente. Primul, capacitate olfactivă. Au capacitate olfactivă mult mai ridicată decât la ciobănesc german sau la ciobănesc belgian. Spun de ciobănesc belgian că și ciobănesc belgian e o rasă mult utilizată în poliție. Al doilea motiv, nu este agresiv deloc. Ținând seama că noi ne desfășurăm activitatea în punct de frontieră, e firesc să nu ai câini agresivi, pentru că vă dați seama, există multe persoane în punctul de frontieră care tranzitează țara, care cetățeni străini, și vă dați seama că nu se pot întâmpla accidente dacă ai câine agresiv. Sunt foarte curajoși nu în sensul curajos să atace, nu, sub nicio formă, curajos, băgăcioși și se bagă până toate cotloanele, au curioși și se bagă peste tot, deci credeți-mă că am câini cu care mă urc cu ei la nave și să intru cu ei în sala motoare și credeți-mă, în sala motoare sunt motoare care produc zgomot puternic și n-au niciun stres, merg că își caută obiectul de antrenament sau asta, fără nicio problemă. Plus și am ales numai femele, deci noi avem numai femele pentru că s-a dovedit că femelele au nasul mai fin decât masculii datorită hormonilor estrogeni. Au mirosul mult mai fin. Și e mult mai canalizată pe căutare. Am avut cândva și un mascul, dar n-am fost mulțumit pentru că el, fiind mascul dominant, căuta ce căuta, întrerupea căutarea să marcheze teritoriul. Pentru mine era o mare dezavantaj. Și de-aia prefer femela, pentru că femela, dacă e dat să caute, caută cap-coadă fără să mai întrerupă căutarea. Și un lucru din punct de vedere tehnic foarte important. Câți câini aveți în unitate la ora actuală? La ora actuală avem 8 câini aici. Dar mai avem câini, mă refer acum la efectivul canin după toată frontiera, în cadrul poliției de frontieră române. Zic că avem undeva la vreo 380 de câini în toată structura. Dresați pe mai multe specialități. De exemplu, în punctele de frontieră avem câini de detecție, dar la frontiera verde avem câini de urmărire și câini de intervenție pentru patrulă, care mai ales acum, credeți-mă că sunt de mare ajutor pentru colegii de pe frontiera de est. Au mari probleme cu contrabandiști de țigări și sunt de mare folos câini de intervenție. De mare folos. Chiar vorbeam cu colegii la Sibiu care au făcut cursul și de-abia aștepta să intre, să ducă în teritoriu cu câini și spunea, domnule, este foarte bun. Una, te scutește de uzul de armă, care e periculos și pentru infractor, că până la urmă, chiar dacă a făcut infracțiunea, nu trebuie să iei viața și arma te ajută, dar cu riscuri mari. Băgând un câine te ajută enorm de mult. Reține infractorul. Dacă infractorul e prea periculos, îl ajut și tu. Deci te ajută în reținere fără nicio problemă. Nu se fac vătămări grave încât infractorul să fie ucis sau chiar și cel care, conductorul, să aibă după aceea repercursiuni din punct de vedere legal. Deci eu zic că el este mijlocul ideal de coerciție, să spun așa, de apărare, de protecție a polițiștilor. Și dacă urmăriți și polițiile din străinătate, polițiile, să spune așa, din țările dezvoltate, folosesc câini, mă scuzați expresia, la greu. Americanii folosesc, americanii, nu există să nu-i patrulă de noapte fără să aibă câini de serviciu. Sunt foarte, foarte utile, mai ales, eu vă spun, mai ales pe frontiera verde. Gândiți-vă că dacă un infractor este ascuns într-o tufă, da, și patrula trece până zona aia noaptea, n-ai cum să-l... Păcând un câine îl detectează imediat de la 50-100 de metri, îl simte și semnalează prin atitudinea lui, nu neapărat prin lătrat, îl vezi prin limbajul corpului,
îl vezi și îți dai seama că undeva e cineva ascuns și atunci ai mare avantaj, normal, că nu poți fi atacat până surprindere. Plus de asta poți să reții infractorul care se ascunde de polițistul de frontieră. Deci eu zic mai ales pe frontiera verde sunt extraordinare. Inclusiv și în punctele de frontieră. De exemplu, drogurile. Să faci o căutare a drogurilor, o căutare umană, să zic așa, deci omul, lucrătorul, polițistul de frontieră să facă o căutare într-o încăpere, ia mult, mult mai mult timp și probabilitatea de a găsi este mult mai mică decât dacă faci o căutare cu un câine. Am făcut stagi Frontex cu instructori din țări foarte avansate din punct de vedere al dresajului, Belgia, Germania și îmi spuneam și colegii din Belgia, din Germania, țări unde au logistică foarte performantă, au tehnologie de căutare foarte performantă și spuneam, nu, la droguri sau la câini. Deocamdată n-am descoperit tehnologia care să fie mai bună decât mine. Cum decurg orele de dresaj? Păi în raport de etapa de vârsta câinelui, dacă e un câine în formare, cum facem noi. Deci dacă e un câine în predresaj, insistăm foarte mult pe plimbări prin zone aglomerate, de exemplu prin oraș, prin stații de autobuz, prin piețe, astfel încât cățelul să obișnuiască cu mediile aglomerate, cu toate zgomotele, cu absolut totul. După aia facem exerciții de căutare, mai întâi facem exerciții simple, cățelul își caută mingiuța, o mingiuță și o caută. E un lucru foarte important, câinele să fie nebunit după minge, după obiecte în mișcare. Aia e foarte, foarte important. Dacă nu este nebunit după obiecte în mișcare, nu-l luăm pentru mesaj. Și începem să-i dăm, mai întâi să facă căutări simple, aruncăm mingiuța în zone de astea la vedere, ușoare, după care începem să aruncăm mingiuța și să-și o caute în zone mai greu accesibile, să muncească pentru ea, știți, ca să-și o ia. După aia, iarăși o etapă foarte importantă în predresaj, la noi, în punctul de frontieră portuar, reprezintă urcarea la nave. Deci trebuie să muncești vreo 2-3 luni de zile să faci un câine să urce pe o navă cât un bloc și să fie dezinvolt după ce a urcat, să fie dispus la fel să caute obiectul de aport. Iar următoarea etapă se desfășoară la Sibiu, unde e școala de dresaj și acolo efectiv se lucrează cu substanța pentru care vrei să-l faci. Dacă îl faci pentru droguri, se lucrează cu 6 tipuri de droguri. Dacă vrei să-l faci pentru tutun, de regulă la tutun e mai ușor, că nu trebuie să memoreze prea multe mirosuri, prea multe tipare. După ce a venit de la Sibiu, de la centrul kinologic, noi continuăm pregătirea. Și în raport de cât de bune câinele, etapa în care este, faci pregătirea, antrenamentul cu el. Dacă cumva ai văzut că are sincope, are probleme de randament, te întorci. Spun că sunt și controle. Noi avem evaluări. Avem evaluări periodice, din 2 în 2 ani la Sibiu, reatestarea, plus anual la nivel de inspectorat. Iar lunar ne întâlnim toți conductorii prin serviciu, ne întâlnim la convocare și acolo lucrăm cu câini. Și acolo tragem concluzii. Totul e, haideți să vă spun, totul înseamnă, dacă vrei să faci treabă profesional, trebuie să fii pasionat. Pentru că, acum, sincer, pe hârtie poți să ieși super bine, evaluări super bune, dar degeaba. Dacă nu ai pasiune, n-ai cum. De exemplu, noi, de regulă, aici suntem majoritatea, am vrut câini aici, la subunitatea asta. Și credeți-ne că noi când facem, de exemplu, evaluarea la sfârșitul lunii, la convocare de pregătire, o facem foarte serios. Adică vedem dacă câine nu merge bine, hai să vedem de ce, hai să facem asta, hai să schimbăm aici, hai să vedem, să încercăm metoda asta, care sunt cauzele, poate sunt cauze, câinele nu mai rezistă la efort din cauza vârstei, sau... dar dacă nu ar fi pasiune, credeți-mă că ne-am întâlnit o dată pe lună cu toții și ceva de genul să avem de unde pleca. Știți? Am face pe hârtie, totul a ieșit ok, dar eu zic că am colegii pasionați și să știți că facem evaluările, le facem serios. De regulă câinii noi îi clasăm undeva pe la între 12 și 14 ani. Dar, sincer, opinia mea este că un câine ar trebui scos din muncă undeva la 8-9 ani. Pentru că un câine, chiar dacă știe ce are de făcut, la un moment dat vorbește rezistența la efort. Poți avea un câine care răspunde la comenzi, îi dai să caute, caută, dar dacă el nu mai are rezistență la efort, îți face o căutare de scurtă durată și nu mai încotro. E ca și cum ai folosi un lucrător la vârsta de 60-70 de ani să-l folosești în serviciu și să-l pui să facă efort de anduranță. Deci, în opinia mea, eu zic că vârsta de 8-9 ani
e vârsta maximă când poți să faci, să tragi, între ghilimele spus, de câine la muncă cu randament. După aceea intervin probleme de sănătate și chiar dacă îți lucrează câinele, nu. Ce se întâmplă cu câinii apoi? Există o procedură. Este o procedură la nivelul Ministerului de clasare a câinilor, dar în final, după ce această procedură și urmează cursul, în final câinele rămâne la cel care l-a avut în dotare sau dacă nu-l vrea, îl poate lua un alt lucrător din cadrul instituției în baza unui proces verbal și îl ține acasă, în familie. Deci au fost multe cazuri când oamenii și-au luat câinii. Știu că și dumneavoastră aveți câini, povestiți-mi puțin de ei. Da, am și câinii mei personali, sunt crescători de ciobănești germani, rasa inimii mele. Și bine, consider și la ora actuală poliția, în structurile Ministerului de Interne, nu numai la noi, ci în toate țările, ponderea rasei ciobănești germani este cel mai mare câine poliție. Mi-am adus câțiva reproducători de-a lungul timpului, am fost și în străinătate, am fost în Slovacia, să văd ce au slovacii, chiar am luat câine din Slovacia. Deci eu acum, prin selecție și reproducție, vreau să fac ceva pentru rasă, în sensul să obțin produși apți pentru muncă. Ce înseamnă apți pentru muncă? Înseamnă câini cu un caracter foarte bun, cu atitudini foarte bune, instincte foarte bune. De unde putem să-i folosim pe aceștia? Absolut orice domeniu utilitar. Poți să-i folosești în poliție ca și câini de intervenție, de patrulă, ca și câini de detecție. Poți și o persoană civilă, dacă și-a un câine cu aptitudini bune și îl poate folosi în protecție, protecția personală, protecția casei. Și plus de asta, un ciobănesc german a fost creat pentru utilitate. Chiar dacă puțin știu lucrul ăsta, există două tipuri. Există ciobănescul german de frumusețe, câini care se regăsesc mai mult în expozițiile de frumusețe și sunt selecționați mai mult pe considerente de anatomie. Și câinii de lucru, liniile de lucru, câini care sunt selecționați pe considerente de caracter. Eu cresc câini de lucru, pentru că eu am spus-o și o repet, ciobănescul german, menirea lui este să muncească. De-aia a fost creat și noi trebuie să menținem această rasă și să îmbunătățim calitățile lui. Ce înseamnă un bun câine de lucru? Înseamnă un câine plin de vitalitate. Deci, indiferent, V-way, trebuie să fie V-way, să aibă reacții de răspuns la stimuli din jur rapide, să nu fie timid, să nu aibă în el frică, să nu fie fricos. Dacă e fricos, eu personal îi elimin de la reproducție. Să nu se sperie de zgomotul produs de explozii, este foarte important, ca asta se transmite genetic. Să aibă agresivitate naturală, pentru că un ciobănesc german, pentru a fi bun, câine de protecție gardian trebuie să aibă agresivitate naturală. Nu trebuie să promovăm reproducție câini blânzi, ciobănești german, pentru că el a fost creat ca și câine de, în primul rând, ca și câine de protecție. Plus, anatomic, la fel, trebuie să îndeplinească niște criterii, trebuie să aibă soliditate. Bine, specificarea, să nu un ciobănești german să arate ca un caucazian, dar trebuie să aibă, să posede soliditate, oasele să fie groase, scheletul gros, capul puternic, pieptul la fel să fie dezvoltat, deschis, astfel încât să aibă forță de reținere. Pe stradă să fie total nefricos. De unde putem să ne procurăm un câine de rasă bună, să nu ne luăm o corcitură? Sunt două surse. Piața. Dar acolo nu poți să ții câine de rasă bună. Și crescător. Deci de la crescători, în raport de rasă, sunt crescători și aici depinde, că sunt unii crescători care își fac treaba de nota 10, sunt unii care își fac treaba de nota 5. Trebuie să alegeți o canisă cunoscută care a avut rezultate cu câinii pe care i-a produs. Și v-am spus, indiferent de rasă, vă duceți la crescători în curte. Câinii buni nu se vând pe tarabă. Deci câinii buni. Un crescător serios, un crescător care se respectă, îndeplinește două condiții în opinia mea. Nu-și vinde câinii pe tarabă și a doua nu crește mai mult de două rase. Când un crescător, între ghilimele, are și crește 6 rase, 5 rase, 4 rase, deja ăla nu prea mai e crescător, e producător de căței și vânzător de căței. Câinii de lucru, de muncă, cum îi numiți dumneavoastră, se pot folosi și în acele, concursuri de frumusețe? Da,
Da, nu te oprește nimeni să participi cu un câine de lucru la un concurs de frumusețe. Dar probabilitatea de a fi în top este extrem de mică. Câinii de lucru sunt și câini frumoși. Mulți dintre ei sunt frumoși. Știu că acum la acele concursuri de frumusețe nu contează strict numai blana sau contează, ați văzut, și anumite abilități? Nu contează mult la un concurs de frumusețe structura câinelui. Nu numai blana neapărat, și culoarea, și angulațiile, proporțiile, mișcarea lui, pentru că un câine într-o expresie de frumusețe se arbitrează static și în mișcare, dinamic. Deci, revenind la întrebarea dumneavoastră, un câine de lucru te poți duce cu el într-o expresie de frumusețe. Sunt câini, am văzut câini de lucru foarte frumoși, dar probabilitatea de a obține rezultate foarte bune este mică, pentru că selecția n-a urmărit asta, câinele să devină foarte bun în expoziția frumusețe. Selecția a urmărit să aibă abilități de lucru acest tip de câine. Eu zic, opinia mea este că s-a exagerat mult cu frumusețea și din cauza asta sunt multe rase care au decăzut din punct de vedere al abilităților utilitare. Și aici nu e vorba numai de ciobănești german, cu toate că ciobănești german a fost afectat cel mai mult, zic eu. Bine, a fost și cel mai comercial câine. Și, dar eu zic că și Dobermanul a fost afectat. Eu am lucrat cu Dobermane acum 15-20 de ani și parcă erau altfel câine. Ciobănescul german a fost considerat mult timp ca o formă domestică a lupului, datorită asemănării aparente cu acesta. În timp, ciobănescul german a demonstrat că este unul dintre cei mai potriviți în acțiunile militare, datorită aptitudinilor cu care sunt înzestrați. Care sunt adevăratele rădăcini ale rasei canine, aflăm imediat. Literatura de specialitate menționează că ciobanii germani utilizau așa numitul câine ciobănesc din vremuri îndelungate, însă el prezintă variabilitate extrem de mare sub raportul însușirilor morfologice de la o regiune la alta. Astfel, în zona de câmpie, ecotipul avea o talie redusă, însă era extrem de rapid, spre deosebire de sudul muntos, unde ecotipul avea o talie mai mare, mai masiv, probabil având originea comună cu Rottweilerul. S-a demonstrat că în aceste zone au existat împerecheri numeroase între câinii ciobănești locali și lup, iar descendenții obținuți au fost domesticiți și utilizați la paza animalelor. De fapt, există o asemănare izbitoare între câinii ciobănești din acele vremuri și lup, îndeoseb sub raportul culorii, lupie, conformația capului, portul urechilor și poziția oblică a ochilor, la care se adaugă comportamentul mai puțin docil, caracterul viclean, neîncrederea în oameni, care era probabil datorată intervenției reduse a omului asupra lui la acel moment. Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea se constată aceeași neuniformitate a materialului biologic până în anul 1899, când s-a constituit Asociația Câinilor Ciobănesc German. După doar câțiva ani, asociația dominată de spiritul autoritar, disciplinat, tipic de altfel poporului german, a determinat ca printr-o selecție riguroasă, urmată de o creștere în rasă curată, populația incipientă amorfă a ciobănescului crescut în Germania să devină o rasă uniformă. Standardul rasei a fost conceput de așa manieră încât să se potrivească perfect cu munca pe care o aveau de realizat. Se avea în vedere cultivarea acelor însușiri care puteau contribui la îmbunătățirea nivelului productiv al rasei. Mare avantaj în consolidarea rasei l-a stabilit și întârzierea cu care ea a penetrat în alte țări, efect deosebit de benefic pentru rasă. Creșterea rasei într-un areal bine controlat a permis crescătorilor germani să creeze din această rasă o adevărată mașină, la care prioritar este eficiența muncii și numai în plan secundar esteticul. La baza formării rasei ciobănesc german au stat trei ecotipuri distincte, și anume populația de la Turingia, cea de la Württemberg și respectiv cea de la Kron, dar nu se cunosc cu precizie individualitățile care au stat la baza încrucișărilor. Împerecherile s-au făcut între cele trei ecotipuri, atât direct între populații cât și între descendenți, astfel că este greu de apreciat cu ce calități a contribuit fiecare dintre ele la formarea rasei. Este foarte adevărat că se fac numeroase speculații privind contribuția unor genitori la formarea rasei, dar acest lucru are mai puțină importanță și este greu de stabilit cu exactitate. Cu toate acestea, numeroși cercetători apreciază că la întemeierea unor linii s-ar afla câteva exemplare valoroase, cu o numeroasă descendență. Asociația Creșterii Ciobănescului German a devenit o afacere foarte profitabilă, cuprinzând mai bine de 15.000 de membri și peste 600 de filiale, fiind considerată cea mai importantă și mai bine organizată asociație canină din întreaga lume.
Regulamentul asociației era foarte strict și impunea crescătorilor criteriile în potrivirea perechilor, numărul maximum de pui acceptați în cuib, programul de creștere al rasei, vârsta minimă și maximă de utilizare la reproducție și altele. Orice abatere de la acest regulament excludea proprietarul din asociație. Orice abatere de la acest regulament excludea proprietarul din asociație, iar materialul biologic nu mai beneficia de documentația ce se acorda câinilor din rasa ciobănesc german. În Franța, ciobănescul german a câștigat repede teren, fiind însă numit ciobănesc alsacian, având în vedere arealul de formare și răspândirea rasei. Datorită calităților sale deosebite, s-a ajuns ca în prezent această rasă să fie cea mai răspândită din lume, fiind întâlnită pe toate continentele și bucurându-se de un succes deosebit. Din numeroase cauze, mai mult sau mai puțin obiective, ciobăneștii germani ajunși în diferite țări nu au reușit să-și păstreze integritatea genetică și fenotipică. Principala cauză ar fi creșterea haotică, fără a ține cont de cele mai elementare reguli de ameliorare, de potrivire a perechilor și, nu în ultimul rând, de necesitate permanentă a selecției în vederea menținerii sau consolidării caracterelor și însușirilor care au făcut celebră rasa. Această situație a condus la modificarea și chiar degenerarea rasei, fiind în ultimele situații departe de standardul rasei și respectiv de materialul biologic crescut în Germania. Acum că am aflat care sunt secretele meseriei de dresor canin, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare pentru a descoperi împreună tainele unei alte profesii. Sunt Otilia Răduță. Până data viitoare, rămas bun și nu uitați, orice faceți, faceți din inimă!